Salarii demotivante, zeci de kilometri parcurși până la locul de muncă, un program cu peste 32 de ore de muncă consecutive, mai multe joburi concomitent pentru a-și putea asigura un trai decent, supra-solicitarea și epuizarea. Aceasta este realitatea în care activează mulți lucrători medicali din Republica Moldova. Cu ocazia zilei profesionale a lucrătorului medical și farmacistului, mai mulți angajați din sistem vorbesc despre problemele și provocările cu care se confruntă zi de zi în exercitarea profesiei. Una din problemele primordiale care există astăzi în sistemul de sănătate sunt resursele umane din sistemul de sănătate și aici mă refer la îmbătrânirea cadrelor medicale în primul rând și migrația cadrelor medicale din sistemul de sănătate. Lucrători medicali niciodată nu sunt suficienți și la nimeni. Avem necesitate și în asistente medicale și în doctori. Ne străduim să-i pregătim și noi înșine. Deși în ultimii ani s-au făcut unele investiții în sistemul medical, iar salariile au fost majorate, oamenii din medicină spun că așteaptă în continuare reforme și majorări salariale. Deși sunt conștienți că trăiesc într-o țară săracă și că nu își permit să viseze la salarii ca cele ale medicilor din Uniunea Europeană. Dacă în sectorul bugetar, în sistemul de sănătate, salariul mediu pe instituții constituie undeva 9.787 de lei, la medici, în cele asigurate, constituie cam 16.600, în cele bugetare 14.790, asistență medicală ridică până la undeva 10.458 și 8.887 în cele bugetare, iarăși, nu avem niște salarii motivante. Evident că avem nevoie de o mărire a salariului, dar este un lucru care trebuie să se întâmple la nivel central, fiindcă salariile noastre sunt reglementate prin hotărâri de guvern și noi nu putem să mărim, să micșorăm salariul angajatului. Acceptăm ceea ce este, dar salariul ar fi dorit mai motivant un pic, dar e bine și așa de la început. Sunt mulțumită de salariul pe care îl primesc, deoarece sunt acasă lângă copii. Copiii au mamă lângă ei. Ar fi mai bine să fie un pic mai mare, însă ne mulțumim. 5.400. Salariul lasă de dorit la medici și toți medici asta o să spună, niciun medic nu o spune că salariul e suficient la volumul de muncă care este și la responsabilitatea pe care o are un medic. La noi motivarea cam este standardul de bază care este salariul. Restul motivarea asta, dorința ca să capiți o experiență mult mai mare și dorința de a face un bine la pacienți. 10.800 de funcții plus servicii de gardă, 32 de ore. Asta, într-adevăr, este supra-solicitare. Epuizarea lucrătorilor medicali reieșind din activitatea lor care sunt expuși zilnic. Aici mă refer la efectul epuizării și lucrul ăsta se întâmplă tot mai mult. Angajații din sistemul de sănătate tot mai mult au de suferit în urmă acestor stres psihoemoțional, acestui flux enorm de activități pe care le îndeplinesc în detrimentul sănătății lor. Anii de rezidențiat sunt destul de grei, dificili. Îi trebuie să muncești destul de mult pentru ca să obții ceva. Oficial ar trebui să muncesc joate la 35 de ore, oficial, dar cred că pe săptămână, dar aceste 35 de ore la moment le fac fix într-o zi jumătate. Când ajungi un pacient cu edem pulmonar și tu trebuie să faci repede tot, absolut tot. Fișa completată, pacientul ridicat în reanimare, adică la etajul 3, asta o adrenalină, măsori tensiunea, evaluez valorile funcționale, adică respectiv, dacă aici o adrenalină foarte puternică este, puternică exagerată, că vrei să faci mai repede ca pacientul să supraviețuiască. Și foarte mulți medici au o viață cât de cât decentă, numai de atât că ei muncesc mai mult decât un salariu. Deci, practic, toți medici au cumul extern și muncesc mai mult de un salariu. Și cumva compensează golul ăsta care nu este plătit inițial din salariul care ar trebui să-l primească orice persoană care muncește la noi în țară. Deci eu personal am avut timpuri când munceam la trei joburi.
Eu nu știam, mă trezeam, nu știam încotro să apuc. Lucrătorii medicali cer autorităților să investească în pregătirea cadrelor medicale, dar și în aparate moderne, care să asigure un diagnostic și un tratament cât mai exact. Ca să fie mai atractivă profesia de medic, evident că avem nevoie, în primul rând, de o educație a societății. Vrem ca societatea să aibă încredere în noi, să înțeleagă că baricada care ne desparte este doar boala și noi vrem să atragem de partea noastră părinții și pacienții, în așa fel ca această luptă să fie cu puteri îndoite, întreite din partea noastră și nu din partea bolii. Când uităm la alți colegi care lucrează pe șticotare, la noi știți cum, noi lucrăm cu toporul de piatră. Oamenii vin și se miră cum voi cu mânuțele, numai cu mânuțele își puneți diagnoză și lucrați și operați. Ce este greu aici, pacienții, deci eu sunt doar un medic de familie, nu este pediatru, nu sunt alți specialiști. E foarte greu să programeze un pacient, să ducă la un specialist, trebuie să aștepte, trebuie să deplaseze în alt sat. Noi nu știm următoarea pandemie, în cine o să lovească și consider eu trebuie să manifestăm destulă vigilență și să facem în așa fel ca sistemul de sănătate să poată rezista. Ar fi posibil de mărit capacitățile, atât ca și suprafață, ca și aparatură, dar și ca personal medical calificat, cu experiență, și atunci s-ar putea de preluat aici cazurile severe. Sunt mai multe probleme, dar iată, pe acest capitol noi insistăm și insistăm de mai mulți ani. La noi e posibil să fie pacienți agresivi, pacienți care fac probleme, diferiți feluri de pacienți. Ceea ce ține de specialiști, este nevoie de salariu, este nevoie de posibilități de a se dezvolta specialistul. Specialistul trebuie să aibă posibilitatea de a merge la niște perfecționări și acum noi, pentru noi se deschide Europa și este deschisă România. Adică, evident că am avea nevoie de mai mulți bani, de proiecte care ne-ar permite să trimitem acești specialiști pe psihotare să mai facă carte și să implementăm și la noi unele metode care sunt destul de eficiente. Criza acută de cadre medicale se resimte în mod special în zonele rurale. Unele sate au oficii medicale în care medicii vin și consultă pacienții de câteva ori pe săptămână. Am fost repartizată aici 5 zile lucrătoare, dintre care sunt 3 în Țigănești și 2 zile în Unești. La început am încercat să circul, era iarnă, era foarte greu, frig, complicat pe drum să vin în toată ziua să circul. Plus la asta 2 copii care trebuie să iau cu mine, stau în Cotreanca, dar periodic, adică se mai întâmplă că merg în oraș, vin din oraș, dar e foarte greu, foarte obositor. Când ajung acasă și e foarte, adică drumul te consumă foarte mult. În principiu și drumul ați văzut până aici nu este unul ideal și unul bun ca să vii în fiecare zi. Fiecare al treilea cadru medical din Republica Moldova este la vârsta de pensionare, iar tot mai mulți tineri care absolvesc aleg să profeseze peste hotare. Tinerii care încă profesează în Moldova nu au certitudinea că vor rămâne. Stajul din 87 este socotit că 36 de ani. Categoria superioară, un salariu jumate, 20.000 și plus încă pensionară și eu sunt mulțumită. Sunt căsătorit, am 2 copii, o soție care la fel e medic rezident. Asta ne și impune să mai lucrăm în afara orelor de lucru de rezidențiat. Pentru că având 2 copii și tarifele care sunt la serviciile comunale, iarna era destul de dificil la existență. Dar 20.000 de lei în ziua de azi nu e atât de mult, adică pentru o familie de 4 membri și cu serviciile comunale, asta cred că în sine duce cam greu de existat. De aceea noi și majoritatea din rezidență mai activează și în alte părți. Dar vreau să vă spun că deja tinerii nu mai solicită numai salarii majorate. Tinerii solicită și un mediu bine dezvoltat în instituțiile medicale, acolo unde merg să muncească, vreau să apă tot ce este necesar pentru a se promova, pentru a-și expune cele cunoștințe pe care le-au luat în timpul studiilor,
De-aia vreau niște instituții bine dotate, cu locuri bine dotate de muncă și nu în ultimul rând ei vreau un mediu social bine dezvoltat pentru atât pentru familiile sale, pentru copiii săi. E greu de spus ce voi face peste jumătate de an când termin rezidențiatul. Da, asta este cel mai greu. Și e un moment în care aștepți. Da? Pentru mine, visul meu e de a rămâne aici să lucrez, recunosc, adică în țară. Dar existența câteodată te pune la încercare. Și atunci momentul ăsta e mai dificil. Pentru că copiii nu te întreabă și serviciile comunale nu te întreabă ce lucrezi și cum lucrezi. Toți cei care au depus jurământul lui Hipocrate vorbesc cu pasiune despre visul și satisfacția de a fi medic în pofida greutăților și neajunsurilor. Acordăm asistență medicală copiilor, ador copii, iubesc copii foarte mult și să vă spun că de mică am visat să devin asistență medicală. Toate animăluțele din prejurul casei erau bandajate, tratate. Vin din satul Fârlădeni, Căușeni, facem undeva 75-80 de kilometri, facem ture câte 24 de ore. Noi solicităm ca să fie luate în considerație toate aceste aspecte, ca să schimbăm ceva, să facem ceva în comun, ca să aducem sistemul sănătate la un sistem performant, bine pregătit, și lucrătorii medicali să aibă o satisfacție din acea activitate la care ei s-au jertfit pentru a efectua profesional pentru toată viața. Sunt mulțumită. De ce sunt mulțumită? Am un colectiv foarte bun. Avem un colectiv prietenos, omenos. Este un colectiv bine format, cu tradiții. Se cultivă o cultură instituțională bazată pe empatie față de pacient. Sunt mulțumită, poate nu 100%, pentru că cheltuielile sunt multe. Sunt pe un salariu 25 și mă încadrez așa. Eu circul personal cu mașina mea. Ești mulțumit când cineva îți mulțumește să o vezi că pacientul e bine și copilul e sănătos și privește în ochii tăi și în bună dispoziție. Copiii au o capacitate foarte mare de recuperare. Noi primim rezultatele foarte repede și suntem mulțumiți. Știți cum, eu când v-am spus că dacă spui o taxă de intrare pentru medici la intrare în spital, e tot o să vie la lucru, pentru că medicii care le place însă specialitatea, cred că nu este o așa o mare importanță, salariul cât este lucru care îl face. Una e când vezi cum se duc copiii sănătoși acasă, bucuroși, că nu-i doare nimic, tot e ceva, pot eu spun ceva și nu e, dar într-adevăr așa e. Trebuie să-ți iubești profesia. Dar salariile, într-adevăr, sunt mici, pentru că avem familii care tot vor să mănânce. Medicina e ca un drog. Dacă ai intrat și ai simțit gustul din el, cât de obosit n-ai să fii tu oricum, ai să-l continui să-l faci. Evident, sentimentul ăsta, sau mai bine spus, oboseala aceasta, mai ales mentală, ea este prezent. Cât noi nu ne-am plânge, oricum acum mie profesional, oricum mie mi-e bine decât cum a fost mai înainte. Deci noi am trecut prin perioade care au fost foarte complicate, fără salarii, fără condiții de muncă, fără plată, fără foarte multe lucruri care trebuie să le aibă orice om care muncește. O, munca e grea. Pe jos vinem 18 ani, de la Lupareci până la Codreanca, pe jos și mă ducem și pe jos vinem. Acum este transport. Dimineața vine mașina, mă duci. Adică, cât de cât, se poate de lucrat. E greu, responsabilitate multă, dar merge. În fiecare a treia duminică a lunii iunie, în Republica Moldova este marcată Ziua Profesională a Lucrătorului Medical și Farmacistului. Ziua Lucrătorului Medical și a Farmacistului a fost instituită prin decret prezidențial în anul 1994 pentru a oferi ocazia de a onora în mod oficial oamenii care stau la straja sănătății publice.
La sfârșitul anului 2022, în sistemul medical, lucrau 12.600 de medici și 23.687 erau personal medical cu studii medii. Dintre aceștia, cu statut de pensionari, erau 2.595 de medici și 3.190 din cadrul personalului medical, potrivit datelor furnizate de Ministerul Sănătății.